Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Astăzi, din această locație superbă, vreau să vorbim despre lucrurile, cred că cele mai interesante pentru toată lumea, legate de piața cripto. Și anume, ce va face SEC-ul, ne prăbușim din cauză că sunt stablecoin-urile security sau nu, Bitcoin ce face, ce zice CPI-ul, adică acest barometru al inflației. Întrebări existențiale pentru toți cei care au bani în cripto. Însă, înainte de asta, trebuie să vă spun poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o zi extraordinară și minunată ca voi toți. Am început dimineața postând pe Twitter despre testul Howey, un mod în care Curtea Supremă Americană califică dacă un asset este security sau utility. Da? Iar SEC-ul, ați văzut cu toții, face afirmații cum că BUSD-ul emis de cei de la Paxos ar fi un security. Iar una din condițiile ca un asset să se încadreze la security este așteptarea de bun simț de a face profit. Da? Este una din condiții. Dacă ar fi să ne raportăm așa la piața cripto, 99% din monede sunt security. După aceste, să zicem, metode de raportare. Deci cam 99% din piață sunt security pentru că toată lumea așteaptă să facă profit. Stablecoin-urile sunt monede cu valoare stabilă. Însă, și acest termen de valoare stabilă este în ghilimele, pentru că dolarul se devalorizează, euro se devalorizează, da? Adică ne raportăm la cifre, gen un dolar, dar valoarea sau puterea de cumpărare este relativă. Clar, nimeni nu percepe dolarul ca, ok, eu vreau să fac profit cu dolarul, cumpăr astăzi un dolar, pentru că mâine acest dolar va fi mai mare. E impropriu. Primesc o serie de întrebări de la voi, în care mă întreabă oamenii. Daniel, crezi că Binance-ul este în pericol? Dragii mei, aș putea să vă spun în felul următor. În clipa de față, toate exchange-urile, dar toate exchange-urile, au dificultăți operaționale. Că e din punct de vedere logistic, că e din punct de vedere financiar, că e din punct de vedere fiscal, că e din punct de vedere bear market, da? Investitori, consumatori. Deci probleme sunt peste tot. Sunt probleme operaționale. Astăzi, la ora 7 ora României, vom avea un AMA pe Twitter cu cei de la CoinZix Exchange, în care vom vorbi și despre lucruri de genul ăsta. Ce probleme întâmpină un crypto exchange românesc în bear market? Bun. Haideți să revenim la CPI. Toată lumea ieri spunea, bă, dacă vine un CPI pozitiv, o să rupe norii, crește, nu știu ce. Eu vă spuneam, o veste pozitivă trebuie să vină și cu volum. Am avut, cred că cea mai mare lumânare din 14 ianuarie până acum pe 4 ore, cu volum, da? Care nu a fost susținut. Și eu aici, în continuare, am teza mea, în care spun așa. Dacă Bitcoinul nu scade sub 21.200, eu nu sunt bearish. Asta e alegerea mea, asta e zona unde eu văd cripto ca, de fapt, cripto, Bitcoinul ca fiind stabil. Dar, atât timp cât nu depășim 22.200, nu sunt nici foarte bullish și ca să devin, să zicem, bullish cu adevărat, ar trebui să depășim 22.700, care este 20 moving average pe daily, pe care l-am pierdut pe drum. Da? Am pierdut acest 20 moving average pe 8 februarie, adică acum aproape o săptămână. Da? Noi suntem într-o corecție din 1-2 februarie, deci avem aproape 2 săptămâni de corecție, cam atât durează o corecție. Uneori mai mult, uneori mai puțin. Da, dar cam atât. Astăzi avem prima lumânare verde. Dacă se închide lumânare verde și beta, sunt optimist. Cifrele de la CPI, Consumer Price Index, oglinda inflației, da, 6,4. Nu reflectă un dezastru, reflectă situația actuală, adică nu puteai să te aștepți după o creștere a pieței în luna ianuarie să zici, mamă, rupem norii cu CPI-ul. Da, deci inflația nu e bine, e triplă față de ce își doresc ăștia acolo.
dar nici nu poate cauza un crash major. Singurul efect este acela că pot întârzia acel pivot de la Fed, adică îmblânzirea ratei dobânzii, o politică monetară, să spunem, mai blândă, da, o politică pozitivă, care să încurajeze economia. Dar, acum, raportându-ne la piața cripto, este clar că a început un val de reglementări. Din punctul meu de vedere, e bine, da? Pentru că la un moment dat trebuie să ajungem ca lucrurile să fie clare. Valul de reglementări nu înseamnă că evenimente precum FTX sau Celsius sau alte catastrofe din cripto nu se pot repeta. Ba da, în viața de zi cu zi, peste 50% din business-uri dau kicks, dau faliment. Sunt o grămadă de companii care fac evaziune fiscală, fac optimizare fiscală, da? Adică oamenii nu sunt corecți, nu o să fie niciodată, asta este natura umană. Cu toții trăim într-un la-la land în care noi ne dorim ca ceilalți să fie corecți, da? Dar de cele mai multe ori când vine vorba de corectitudinea noastră, bă, zicem, da, merge, da? Și nu e mult, zic, domne, așa e românul, bă, tati, nu e, eu călătorim până lumea asta, am întâlnit oameni din toate țările, aș putea spune. Nu există țara corecțiilor. Nu există țara cu oameni corecți. Da? Peste tot pe unde am mers, am spus cu mândrie că sunt român. Eu sunt mândru că sunt român. Poate mulți mă întreabă dacă ești mândru, de ce pleci din țară. Fug de vreme rea, nu-mi place frigul. Da? Și am și treabă. Am întâlnit, sunt într-o sferă, mă întâlnesc cu oameni din industria cripto și aici la Dubai. Am întâlniri cu Luna PR, cu V-Lounge, cu MM Crypto, cu o grămadă de oameni, da, care sunt în acest spațiu cripto, pentru că și eu activez proiecte Web3, mă întâlnesc, discutăm, anticipăm. Da? Deci, dragi români, eu vreau să vă spun că suntem un popor minunat. Da? Sunt în Dubai acum pentru o perioadă, da, pentru BitMarket, pentru reglementări, întâlniri cu avocați, nu știu ce. Și vă pot spune, este un loc minunat, o infrastructură minunată, însă nu aș lăsa România pentru Dubai. Eu nu m-aș muta definitiv din România în Dubai. Pentru că îmi place mai mult în România. Cu gropile noastre, cu birocrația noastră, cu corupția, cum zic unii, cu nu știu ce, whatever. Mie îmi place în România. Și, nu știu, n-aș putea să zic niciodată ceva de rău de România, mai ales când mă întâlnesc cu oameni străini. Deci, revenind. În următoarele luni, probabil se vor clarifica situația, se va clarifica situația stablecoin-urilor. Stablecoin-urile este o piață de peste 100 de miliarde de dolari care, dacă se blochează, atunci facem buba cu toți. Toată piața cripto face buba. Să sperăm că nu se întâmplă lucrul ăsta. Dragilor, cei care vreți să mă vedeți mai des și în varianta, să zicem, mai extinsă, adică cu analiză tehnică, cu discuții despre stock market, despre cripto, despre multe, multe altele, vă invit să vă abonați la Analiză Premium aici pe YouTube, iar restul care vreți să învățați ceva de la mine, adică să aveți o chestie de 4 ore cu mine, vă recomand cursul de 4 ore, cursul de tranzacționare. Un curs în care nu veți învăța cum să vă îmbogățiți peste noapte, dar veți învăța cum să faceți bani tranzacționând. Și aici trebuie să răspund la o întrebare. Cineva, de fapt, în fiecare săptămână primesc 2-3 întrebări. Daniel, cursul tău este doar despre piața cripto? Nu. Cursul meu este despre orice poate fi tranzacționat. Că e aur, că e argint, că e petrol, că e energie, că... Deci tot ce are nevoie de analiză tehnică funcționează cu acest curs. Dragilor, vă doresc o zi spectaculoasă, spor la bani, multă iubire, aveți grijă de voi, toate cele bune!